În Republica Moldova se vorbește limba română. Limba moldovenească n-a existat și nici nu există. Faptul că în articolul 13 din Constituție încă avem noțiunea de limbă moldovenească este o rușine a celor de la putere, care n-au coaie să nimicească această rămășiță sovietică printr-un vot în Parlament. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben și deja după cum v-ați dat probabil seama, astăzi vorbim despre limba noastră, cea română. Foc la ghete! Chiar dacă în toți acești ani deputații care s-au perindat în Parlament n-au avut coloană vertebrală să modifice articolul 13 din Constituție, vă reamintesc că la data de 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională a decis că textul din Declarația de Independență prevalează textului din Constituție. Astfel, limba română este limba de stat a Republicii Moldova, deoarece acesta este termenul precizat în Declarația de Independență a țării. Pentru cei care strâmbă acum din nas în fața ecranului, poftim și un video. În cazul existenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul Constituției, textul constituțional primar al Declarației de Independență prevalează. Sper că la acest capitol am pus punct. Azi aș fi putut să vorbesc despre dușmanii limbii române, cum ar fi deputata Elena Hrenova, spre exemplu. Ni limba română, limba Moldova! Limba de stat Moldova! Primarul de Bălți, Nicolae Grigorișin. Vam agromne spasibă! Sau Igor Dodon. Limba noastră cea de stat moldovenească. Președintele e bătut cu ștubei în cap. Nu o să le acord însă atât de multă atenție acestor oameni. Ei anume asta își doresc, să ne divizeze. Politicienii nu vor ca poporul să fie unit. Un popor dezbinat este vulnerabil. Noi trebuie să înțelegem că dacă Republica Moldova ar prospera, și românii, și rușii, și găgăuzii ar trăi mai bine. Iar dacă ne-am împotmolit în sărăcie, am trăit prost toți. Haideți să nu facem jocul celor de la guvernare. În timp ce noi polemizăm pe acest subiect, ei fură miliarde și inventează noi scheme să ne sărăcească. Recunosc că nu prea înțeleg persoanele care trăiesc de o viață în Republica Moldova și nu pot lega două cuvinte în limba română. Dar în schimb am un respect aparte pentru cei care, venind să muncească în țara noastră, au reușit să învețe româna într-un timp foarte scurt. Un exemplu care demonstrează acest lucru este ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Eu și familia mea ne bucuram că vom putea trăi alături de prietenii noștri vechi și de cei noi, pe care speram să ne-l facem aici, împreună cu dumneavoastră, în țara aceasta frumoasă, Republica Moldova, încântat de cunoștință. Mamă, cât de frumos și bine pronunță cuvintele. Pentru cei care nu știu, el este primul ambasador UE vorbitor de limbă română. Peter Mihalco însă nu este unicul ambasador al limbii române la noi. Cel mai recent exemplu de diplomat venit în Republica Moldova care vorbește fluent română este ambasadorul Japoniei la Chișinău, Masanobu Yoshi. De exemplu, consilierul nostru și el vorbește limba română. Da, pentru că este ambasada s-a deschis la începutul 2016, numai 2 ani și jumătate. Și echipa noastră este o echipă mică. El a devenit cunoscut după ce a mers la Bălți și a vorbit în română, iar primarul de acolo, Grigorișin, a vorbit în limba rusă. Este o mare, mare plăcere să vă vorbesc câteva cuvinte cu ocazia vizitei mele aici. E de plăcere să-l asculți. De fapt, la fel ca și pe ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit. Ia vedeți și voi ce spune el despre limba statului în care muncește. Limba română e o limba cea mai nouă pentru mine. A fost o experiență foarte plăcută, pentru că eu consider că limba dumneavoastră e o limbă foarte frumoasă. Am studiat intensiv aproximativ 6 luni. 6 luni. A avut nevoie de 6 luni omul ca să învețe o limbă absolut nouă. Și recent, de ziua independenței, James Petit a venit cu un mesaj pentru cetățeni, la fel în limba română. După cum știți, mă apropii de finele mandatului meu aici, în Republica Moldova. Din partea ambasadei Statelor Unite ale Americii, vă urez tuturor sărbătoare fericită. La mulți ani! Păcat că îi se termină mandatul, aș fi vrut să-l mai aud vorbind românește. În fine, trebuie să știm că bunătatea, respectul și omenia vorbesc aceeași limbă. Ca să fii om bun și cetățean responsabil, chiar nu contează ce limbă vorbești. Ignorați-i pe cei care încearcă cu disperare să ne dezbine, ei nu-și cunosc identitatea, dar noi știm cine suntem și mai ales ce limbă vorbim.
Aceasta a fost o ediție specială dedicată zilei limbii noastre, cea română, care este marcată în fiecare an pe data de 31 august. Eu sunt Dorin Galben, iar dacă îți place ceea ce fac, te invit pe patreon.com/2galben să susții acest proiect independent cu $1. Asta mă va ajuta să fac astfel de video și în continuare. Iar dacă n-ai posibilități financiare, apreciază și distribuie videoul ca să afle cât mai multă lume ce limbă vorbim de fapt. La mulți ani, limba noastră, cea română!